Tutunul. Premierul, da, propus de Partidul Social Democrat este alături de noi prin telefon. Bună seara, domnule Rafila, mulțumesc Bună pentru seara. Intervenție. Bună seara. Înainte să discutăm despre nebunia asta cu dosarul de la DNA, păreri împărțite, vreau să vă citesc din ce a scris Vlad Voiculescu, vădit și vizibil, fericit, încântat de anunțul acestui dosar. El zice așa în concluzia unei postări că în urma deciziilor precipitate, tot prin decizia lui Florin Câțu, România a comandat irațional vaccinuri fără număr, a cumpărat doze peste necesar și a ajuns în situația de a vinde și dona mai multe milioane de vaccinuri decât orice altă țară din Europa. Nu din rațiuni umanitare, ci pentru că altfel ar fi expirat. Sper să aflăm din ancheta DNA și felul în care au fost distribuite aceste doze. Se pare că domnul Vloicuescu știe, are detalii din ce cercetează procurorii. Stă în picioare ce spune domnul Vlad Voiculescu, domnule Rafila? Auziți, eu cred că mult mai simplu, nu știu dacă stă în picioare sau nu stă în picioare, probabil că această plângere penală care a fost făcută legat de acest dosar, părerea mea e că vine dintr-o zonă apropiată de dânsul. Eu cred că noi discutăm degeaba și cel mai simplu ar fi ca Ministerul Sănătății sau Guvernul României, după caz, să facă public contractul de achiziție. Nu cred că discutăm de rachete balistice sau de alte lucruri de genul ăsta. Discutăm despre niște vaccinuri. Să vedem care este cantitatea care a fost contractată în România sau de România, care sunt obligațiile de plată referitoare la acest contract și dacă s-au plătit în avans produse de care s-ar putea să nu avem nevoie. Cred că e foarte simplu să facem lucrul ăsta decât să ne dăm cu părerea noi. E foarte simplu pentru Ministerul Sănătății sau pentru Guvernul României să facă public acest contract. Nu e niciun secret. Mie sigur că mi se par ciudate anumite cifre. Mai sunt 4 milioane de doze în stocuri. Mai vin încă 2,5 milioane în această lună, așa a declarat domnul dr. Gheorghită. Deci la un consum de 15.000 de doze pe zi, noi o să avem vreo 6 milioane jumate de doze în stoc. Eu mă pricep un pic așa la managementul stocurilor de vaccinuri și vă spun sincer că această cantitate care dar, se găsește în momentul de față în stoc, adică vreo 6,5 milioane de doze, este extrem de mare, ori la un preț de achiziție de 15,5 euro fără TVA, mai de curând 19,5 euro fără TVA, pentru că această companie Pfizer a mărit prețul, cred că sunt răspunsuri pe care trebuie să le facă, să le dea cei care au încheiat aceste contracte și nu trebuie neapărat ce să aibă o conotație penală. Cred că este o conotație de bun simț față de cetățeni. Dar dumneavoastră știți procedura ce s-a negociat la Bruxelles și a negociat România? Apropo de dozele, de frecvența, de numărul dozelor? Până la urmă, opțiunea legată de... Deci s-a negociat prețul, în mod evident, la Bruxelles, iar cantitatea care a fost alocată, dacă vreți, în fiecărui stat, este o cantitate maximă pe care statul respectiv putea să o ia sau să nu o ia. Deci nu este obligație legată de cantitate. Sigur că dacă rămân doze la nivelul Comisiei Europene, ei pot să direcționeze aceste doze către terțe strate, Comisia Europeană direct, sau către mecanismul Organizației Mondiale a Sănătății, deci, care se numește COVAX și care se adresează țărilor mai puțin dezvoltate. Deci achizitorul, până la urmă, a fost Comisia Europeană, n-a fost Guvernul României. Nu, achizitorul este fiecare stat membru, pentru că, până la urmă, nu te obligă nimeni să cumpere o cantitate de vaccinuri mult mai mare decât ai necesar sau mai mare decât ai necesar. Noi am citit niște știri că doamna Ursula von der Leyen a anunțat numele Comisiei Europene că a contractat și a semnat cu Pfizer. Am citit știrea din mai anul acesta că Comisia s-a implicat în negocierea și semnarea contractului. Foarte bine, dar alocarea către fiecare țară s-a făcut pe baza solicitării fiecarei țări. Nu se poate face o alocare discreționare din partea Comisiei în condițiile în care fiecare țară plătește vaccinul. Evident, dar precizarea era că contractul de bază, contractul cadru, a fost negociat și semnat la nivelul Comisiei. Asta vă spun. Dacă discuția este se vor cumpăra până la 120 de milioane, cât o să avem nevoie una, dacă contractul precizează se vor cumpăra 120 de milioane, este cu totul altceva.
Da, dacă mai aveți să faceți o precizare apropo, că înainte să facem intervenția, discutam despre nebunia asta cu paturile la TI. Noi asta aveți o cifră, că încercam și noi să găsim, am văzut 4-5 decații care se bat cap în cap din nou, avem probleme să identificăm. Câte paturi la TI sunt de fapt, domnule Rafila, în România, cu totul? Știți, cifrele au variat de-a lungul timpului, în funcție de entuziasmul diverselor personalități politice. Numărul de paturi în România de terapie intensivă nu poate să fie modificat substanțial. Poate că sunt în jur de 4.000 de paturi la terapie intensivă și contează din aceste 4.000 de paturi câte sunt alocate pentru pacienți infectați COVID. În mod evident, alocarea acestor patru către pacienții infectați COVID va duce la diminuarea numărului pentru pacienții cu alte patologii. Adică nu putem să ne jucăm, să spunem, domne, dublăm numărul de paturi. Ok, dublăm numărul de paturi fizice, dar numărul de persoane care sunt calificate să lucreze și să îngrijească pacienții din aceste paturi, ăsta nu se modifică peste noapte. Adică e un proces care durează ani de zile. Și atunci, în mod evident, alocarea către pacienții COVID duce la scăderea numărului de paturi pentru oamenii cu alte patologii. Asta este, mecanismul este destul de simplu. Din cauza asta, intervenția domnului prim-ministru de acum vreo 10 zile în care spunea că trebuie să dublăm numărul de paturi nu era neapărat legată de o realitate, ci de o decizie de natură administrativă care ar trebui luată în, cum să spun, trebuie asumată, pentru că ceea ce s-a întâmplat anul trecut, în lunile octombrie, noiembrie, când am avut o supramortalitate cea mai mare de după cel de-al doilea război mondial, s-a datorat cu siguranță și limitării accesului la servicii de sănătate din acea perioadă a anului 2020. Mulțumesc pentru intervenție. Și apropo de... Am o rugăminte, pentru că domnul Fenechiu a repetat de mai multe ori numele meu. Dacă dânsul, că spunea că vrea să scoată niște documente, o să rog chiar să le o facă, pentru că dânsul este foarte laborios, este avocat. Eu nu mi-am schimbat declarațiile de-a lungul timpului, dar vreau să-i atrag atenția apropo de testare. Testele pe bază de antigen au apărut abia spre sfârșitul anului trecut, în prima parte a anului 2020, și nu existau decât teste pentru anticorp care nu erau relevante pentru stabilirea statusului de infecție și, în mod evident, la începutul anului 2020 nu puteam să fiu de acord cu acest tip de testare care nu era recomandat nici de Centrul European al Bolilor, nici de Organizația Mondială a Sănătății. Eu sunt consecvent în declarații și nu îmi schimb declarațiile în funcție de orientarea politică, pentru că orientarea politică pe care am avut-o din totdeauna, adică de stânga, nu m-a influențat în discursul de sănătate publică. Problema este cu totul altfel, alta, și aici domnul Fenechiu, dacă dorește, poate să mă contrazică. Problema este că sănătatea publică a fost politizată în această perioadă și folosită fie pentru organizarea de alegeri, fie pentru organizarea unui congresul unui partid, fie pentru dobândirea de popularitate ieftină în cursul acestei veri. Asta este realitatea și dacă există oameni politici care folosesc sănătatea publică în scopuri politice, este responsabilitatea lor, nu a mea, care sunt consecvent și mi-am păstrat totdeauna aceleași principii și aceleași argumente pe care le-am folosit de-a lungul timpului și înainte și după intrarea în Partidul Social Democrat. Domnul doctor Rafila, eu asta am spus, că în perioada dinainte să fiți în politică, v-am văzut de multe ori în diverse emisiuni sau lor de poziție, în care nu erați la momentele respective pentru testare, mergeați pe testarea, pe situația de caz. Asta am spus. Acum v-am spus. Am înțeles. Eu v-am spus. Testarea pe bază de anticorp nu este relevant. În regulă. Nu era pentru testarea pe bază de anticorp. Între timp, lucrurile au evoluat. Știința a evoluat. Asta e situația. Dumneavoastră... Nu mă puneți în situația să fiu consecvent cu lucruri care nu sunt corecte. Eu nu pot să fiu consecvent cu lucruri care nu sunt corecte. Și sper că nici dumneavoastră. Dumneavoastră apreciați că în momentul de față e realist să vorbești la nivelul României de o testare în masă în momentul ăsta? Eu sunt realist să vorbesc că la nivelul anumitor categorii, în special la nivelul copiilor, trebuie făcută o testare periodică în școli, așa cum se face în multe țări din Uniunea Europeană. Acest lucru trebuie organizat pe de o parte. Iar în ceea ce privește copiii până la 12 ani, tocmai pentru că nu avem capacitatea să testăm milioane de copii de până la 12 ani,
Nu pot să le pretind părinților un certificat verde pentru acești copii ca să meargă la cofetărie, să meargă la teatru sau să meargă în locuri de joacă. Deci chestiunea asta este foarte clară, deci testarea, haide să o facem în școli, o face Franța, o fac alte țări și nu cred că lucrul ăsta este un lucru care face rău, dimpotrivă, va ține școlile deschise. Eu nu am fost de acord nici la începutul anului 2020, nici la sfârșitul anului 2020, nici în acest an, cu ținerea, cu închiderea școlilor. Și am fost consecvent în toată această perioadă, indiferent cine din spectrul politic a militat pentru închiderea școlilor. Domnule Rafila, acum aveți și poziția în Parlament, aveți și informație din zona de sănătate. De ce nu aplică programul ăsta de testare în școli? Pentru că nu sunt capabil să organizeze acest lucru, domnul Mănăstire. Este foarte simplu. Noi avem 7.000 de școli cu 18.000 de locații, pentru că sunt școli care au mai multe locații, nu una singură. Și lucrul ăsta implică un efort logistic și de training pentru oameni, pentru că nu se poate face doar cu medici școlari sau cu personal medical. Trebuie oameni antrenați, ăsta e un test extrem de simplu, dar în fiecare școală 2-3-4 persoane pot fi antrenate în decurs de 2 ore cum să facă acest test. O dată pe săptămână, măcar, o dată la 7 zile. Un efort de organizare. Ori, în ceea ce nu mergem, domnul Rafila, mă scuzați, acum nu vreau să intru în polemică cu dumneavoastră, nu mergem pe lună, adică nu ne pregătim să aserenizăm sau să atacăm Marte, că se ocupă Elon Musk. Da? Există cabinetele școlare. Cabinetele școlare, nu vă supărați. Noi avem 600 de medii, 690 de medii școlari, la 7.000 de școli cu personalitate juridică, care vă spuneam că sunt în 18.000 de locații. Deci spuneți că, de fapt, e o incapacitate instituțională de a face lucrul ăsta, deși... Absolut, este evident. În alte țări se fac și n-ar fi un efort financiar extraordinar, da? O testare la 7 zile. Un efort financiar, dar acum, mă scuzați, în condițiile în care eu fac un efort și cumpăr, hai să nu zicem 120 de milioane de doze de vaccin, dar cumpăr de două ori mai multe doze de vaccin decât sunt capabil să folosesc, da? Și se îl donez, îl arunc sau îl vând sau pur și simplu stau cu el și urmează aceeași procedură. Cred că o parte din aceste resurse financiare ar putea fi folosite și pentru achiziția acestor teste care sunt pe loc. Încă o nuanță, că chiar mă scriu telespectatorii, deci de asta spuneți că la nivelul școlilor să se pregătească, să fie trăinuite, pregătite, două, trei persoane păi care să... Să se întâmple lucrul ăsta din vară, domnul Mănăstire, corect. Credeți că acum era momentul? Păi, evident, dacă se gândea cineva, păi na, în vară noi eram ocupați de altceva. Păi, da, iarna nu-i ca vara, eu știu, dar oricum... Păi da, dar asta nu era responsabilitatea Ministerului Sănătății sau domnilor de acolo păi să pregătească Ministerul cu Ministerul Educației. Ministerul Educației, înțeleptul nostru prim-ministru, care le știe pe toate, deci e clar că lucrurile puteau fi organizate. Mie mi se pare că ce se întâmplă acum și dramele care se vor întâmpla în săptămânile viitoare, pur și simplu sunt ignorate în acest moment. Și va exista un decont de natură politică, nu știu de ce natură, dar cu siguranță va exista un decont. Nu pot să continue lucrurile la infinit așa, în care nu ne asumăm nimic, alții sunt de vină și când mor oamenii sau nu au unde să se testeze sau nu au unde să se trateze, ridicăm din numeri și mergem mai departe. Nu se poate, mergem ca să bem o bere la malul mării. Mă scuzați. Cafea la Vama Veche. Domnule Fenichiu, ați dat din cap, că vreau să continui și să introduc o informație importantă.